Am intrat în noul an bisericesc, odată cu ziua de 1 septembrie. Am parcurs deja una din marele sărbători sau praznice ale noului an bisericesc, joi, adică vineri, pe 8 septembrie, când am prăznuit nașterea Maicii Domnului. În duminica aceasta și în duminica cealaltă, le închinăm aceste două duminici Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci. De ce? Pentru că joi, pe 14 septembrie, avem praznicul Înălțării Sfintei Cruci, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Sfintei Crucii sunt închinate 4 sărbători sau 4 zile de prăznuire. Duminica a treia din Sfântul și Marele Post, duminica de dinainte a Înălțării Sfintei Cruci, sărbătoarea propriu-zisă a Înălțării Sfintei Cruci în fiecare an, cum spuneam, la data de 14 septembrie, și duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, adică duminica următoare. Sfânta Cruce ne însoțește pe noi oamenii de la naștere până la mormânt și până dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Vine din Împărăția Lui Dumnezeu, căci pomul cunoștinței binelui și a răului este prima preînchipuire a Sfintei Cruci, apoi toiagul lui Moise, cu care el, lovind, a despărțit marea și au trecut ei, evreii, scăpând astfel de sub robia egipteană, este a doua preînchipuire a Sfintei Cruci, șarpele de aramă, căruia îi se închinau toți cei care erau cuprinși de boală, de plagă, de lepră, și care a fost construit de Moise la porunca lui Dumnezeu pentru vindecarea și izbăvirea, ortămăduirea poporului de această boală a leprei, este a treia preînchipuire a Sfintei Cruci. Și mai sunt și altele, și apoi Sfânta Cruce propriu-zisă este lemnul pe care s-a răstignit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, care este simbolul propriu-zis sau închipuirea propriu-zisă, adevărată și reală a Sfintei Cruci, și care ne arată rostul și importanța sau valoarea Sfintei Cruci în viața creștinilor. Căci pe ea, din lemn de ocară ce a fost înainte și de supliciu sau de tortură, iată s-a transformat în lemn de binecuvântare. De ce? Fiindcă pe ea, cum spuneam, s-a răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Jertfindu-se pe ea, spre a ne omorâ pe noi de toată patima și de tot păcatul, spre a ne omorâ odată cu moartea Lui nouă toate păcatele și pornirile cele păcătoase ori pătimașe. Și apoi spre a ne naște și mai ales învia pe noi la viața cea veșnică și prea sfântă în Împărăția cea cerească a Sfintei Treimi. Și de acolo pornind sau de atunci pornind, suntem mereu călăuziți de Sfânta Cruce în viața noastră. Căci Mântuitorul spune așa: cel ce vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Așa spune în duminica a treia din Sfântul și Marele Post, în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetele 20 până la 25. Și iată, astăzi intrăm în această perioadă a prăznuirii Sfintei Cruci, a cinstirii într-un mod cu totul special și evlavios a Sfintei Cruci. Căci până la urmă suntem conștienți, mai ales ca și creștini ce suntem, ori ne pretindem că suntem, că Sfânta Cruce este permanent cu noi în toate zilele vieții noastre, până la sfârșitul viacului. Până la sfârșitul vieții noastre și până la sfârșitul viacului. Altfel spus, toți avem o cruce. Toți avem crucea noastră. Mai mare sau mai mică, mai grea sau mai ușoară. Fiecare dintre noi suntem chemați să o purtăm pe ea cu toată credința și cu toată demnitatea. Fiindcă așa a lăsat Dumnezeu ca această cruce să fie pentru noi
Părinte, veniți să, veniți să împărtășiți, este un copil așa. Fiindcă așa a lăsat Dumnezeu, așa a rânduit Dumnezeu, ca această cruce a noastră pe care noi o purtăm fiecare în viața noastră, cu demnitate și cu cinste și cu responsabilitate și cu asumare, să fie pentru noi sfințitoare și mântuitoare. Până la urmă, nu aducătoare de moarte, ci dădătoare de viață. Și nu de orice viață, ci de viața cea cerească și veșnică în Împărăția Preasfintei Treimi. Greu lucru de înțeles, dar nu imposibil. Și mai ales greu lucru de împlinit, nu neapărat de înțeles, cât mai ales de împlinit. Fiindcă, iată, fiecare dintre noi vrem să fim în viața noastră, să trăim într-un mod cât mai confortabil sau mai comod. Și deci fugim de greutăți sau vrem să le evităm pe ele. Vrem ca să avem parte de ele cât mai puțin, sau dacă se poate deloc. Neînțelegând că toate aceste greutăți și care, de fapt, constituie, formează, alcătuiesc crucea noastră, sunt lăsate și îngăduite de Dumnezeu într-un mod pedagogic în viața noastră, pentru îndreptarea și întoarcerea sau convertirea noastră. Ele nu sunt întâmplător așezate în viața noastră, chiar dacă sunt multe greutăți și mari. Și spunem noi, uite ce cruce grea are și omul acesta, uite ce cruce grea are și cu tare sau cu tare, uite câte necazuri are. Dar ele, dacă le înțelegem din punct de vedere duhovnicesc, repet, sunt pentru întoarcerea și îndreptarea noastră, pentru sfințirea și pentru mântuirea noastră și a celor de lângă noi, a semenilor noștri și a apropiaților sau fraților noștri. Și aceasta este crucea pe care noi trebuie să ne-o purtăm. Și pe care să ne răstignim, jertfindu-ne pentru noi înșine și pentru semenii noștri. Și să ne răstignim pe ea păcatele noastre și pornirile sau instinctele noastre păcătoase și patimile noastre. Ca astfel pentru noi crucea din viața noastră să fie dincolo de jertfă, să fie prilej de curățare, să fie curățitoare, să fie pentru noi vindecătoare și tămăduitoare, sfințitoare și mântuitoare sau purificatoare. De aceea a lăsat Dumnezeu și a îngăduit Dumnezeu ca această cruce să fie înțeleasă de noi creștinii ca prilej de binecuvântare, ca prilej de îmbărbătare și de încurajarea noastră, chiar dacă, repet, este greu. Obstacolele vieții sunt multe, piedicile, cumpenele, încercările vieții sunt multe și diferite. Totuși, ele cu Dumnezeu alături, cu Hristos Domnul în viața noastră, în mintea, în inima și în conștiința sau în sufletul nostru, toate, oricât de multe ar fi sau de grele, de dificile, pot fi depășite. Pot fi bine gestionate, corect asumate și ele pot fi întoarse în binecuvântare, din necaz în bucurie. Vedeți, chiar îi admirăm pe unii oameni știindu-i câte greutăți și încercări au, prin câte trec sau au trecut și care totuși le traversează și le depășesc cu o seninătate, cu o nădejde, cu, chiar și cu puțin umor, dar cu multă nădejde în Dumnezeu, cu multă încredere în Dumnezeu, cu mult curaj, cu, așa, cu resemnare, lăsându-L pe Dumnezeu să călăuzească viețile lor și încercând ei să-și ducă crucea așa cum Dumnezeu le-a dat sau le-a lăsat. Căci știți, există pildă în care
Cineva s-a plâns de crucea lui, că e prea mare, că e prea grea. Și el a visat că un înger al Domnului l-a chemat într-o curte unde erau foarte multe cruci așezate, de diferite mărimi. Mai mari, mai mici, mai ușoare, mai grele. Și a zis, uite, pentru că te-ai plâns permanent că tare grea crucea ta și că ți este imposibil să o porți, ți este greu să o porți, ai obosit sub povara ei, uite, Dumnezeu m-a trimis să te chem și am găduit să vii să-ți alegi o altă cruce. Care o vrei tu de aici? Uite câte sunt. Ia-ți care o vrei tu. Și sigur că omul a mers bucuros și a luat-o pe cea mai mică. Îngerul a zis, dă-mă mie pe cea pe care o ai avut până acum, s-o am aici. Și tu ia-ți, alege-ți pe care o vrei. Și sigur, cum spuneam, omul a luat pe una mică, ușoară. Și a plecat la drum, bucuros că a scăpat de povara și de greutatea crucii lui. Dar la un moment dat avea de traversat un șanț, un pârâu, un râu, probabil. Unde podul se rupsese, era o punte pentru oameni, mică, scurt, de lemn. Și care sub...